de des ați vorbit după ultima întâlnire, după ce ai zis gata? După ultima întâlnire n-am mai vorbit deloc, în afară de data aia când am răspuns la telefon. Că el tot îmi scria, eu nu răspundeam și ce o zis? Hai să scriu că am nevoie de niște bani, că poate îmi răspunde. Bun. Și ai răspuns într-un... Dar ce, mesaje, erau mesaje... Nu, doar ce faci și nu-i răspundeam. Nu am răspuns deloc. Bine că ai răspuns și la telefon. Zi? La mesaje nu răspunzi. Păi dacă... Și el mi-a scris, n-ai cumva, te rog frumos să-mi dai 300 de lei, că trebuie să plătesc ceva. În momentul ăla l-am sunat apoi și am zis, nu am bani momentan, nu pot să-ți dau. Dar tot nu vrei să ne vedem. Și atunci mi-am dat seama și am zis, te rog frumos, nu mă mai suna, că sunt emisiune. Și te-ai dat seama de ce atunci? Mi-am dat seama că vrea de fapt doar să mă vadă chiar pe text. Vrea doar să se întâlnească cu mine. Că pe urmă a zis că hai că nu-mi trebuie bani, hai să ne vedem. Și a zis, nu vreau să ne vedem. Pe urmă, a înțeles, a zis, bine, nu te mai deranjezi. Dar tu de ce ai simțit nevoia să povestești de întâlnirea cu el? Când? Acestei fete? Nu știu, așa se mai deșteaptă. Nu știu, înțeleg că e o persoană apropiată cu care vorbești lucruri. Nu era. Era... Îi. Dar e de o persoană de încredere, îi. Din moment ce ai spus. Doar că... Da. Mai mult decât atât, i-a scris și lui Mihai. Sau Mihai vorbește cu ea. Sau ei doi vorbesc. Uh-huh. Iar Mihai are încredere în persoana respectivă. Uh-huh. Și crede ce îi spune. Dar nu vreau să spun cine e. Eu știu cine e. Bănuiesc, de fapt. Iartă-mă. Nu știu dacă... E bine și bănuiesc. Bănuiești bine. Adică nu este o persoană care a vrut să facă rău. Ne, o persoană care a spus pur și simplu. Da. De ce a spus? Probabil vreau să spună lui Mihai în sensul ăla că nu știu, uite, ar fi avut ocazia să, dar nu a făcut ceva de gen. Uite, ar fi avut ocazia, uite, pentru că l-a întâlnit pe respectivul, dar i-a rămas... Și să, nu știu, să aibă probabil mai multă încredere în relația cu noi și au făcut exact contrariu. Mihai, tu cum ai simțit din partea prietenei? Așa a vrut să-ți spună. Zicem bine noi două aici sau... Să se tragă aer în piept, să... Deci, ce o să se întâmple de acum încolo, vreau să iau toată vina asupra mea. De acum vă spun, dacă se va întâmpla ceva, eu sunt vinovat. Da? Este ok? Da. Ok. Deci, nu e ok. Nu-l lași să zică. Fapta e consumată, greșeala e făcută, relația e gata. De înșelată e înșelat, cum se simte el. De greșit am greșit. Rămâne la pedeapsă sau la descalificare. Vreau să facă un bine. Nu vreau să-mi facă un bine și nu că sunt orgolioasă sau așa. Nu-i vorba de orgoliu aici. E vorba de altceva. De? E vorba că greșeala e făcută de mine. Fapta e consumată, nu are rost să mai continuăm. Vreau să-mi primesc pedeapsa sau descalificare acum și să termin cu chestia asta, că mi-a ajuns. De ce vorbim de descalificare în condițiile în care Cristian s-a sărutat cu o fată în club? Mă rog, atunci... Și n-a fost descalificat? Mulțumesc. Atunci pedeapsa. Dar vreau să trecem peste, că nu mai am chef. Aș vrea doar să lămurim lucrurile. Hai să încercăm să vorbim cu Mihai atât cât poate să nu spună ce te deranjează pe tine, dar să ne spună cum s-a întâmplat. Te-ai întâlnit cu persoana respectivă? Adică, Iolanda, nu vreau să te superi, dar să înțeleagă de și eu știu exact cum s-a întâmplat, pot să povestesc eu. Decât... N-ai de unde să știi. Ba... Mai ai încredere în persoana respectivă? Și atunci? Mihai, descărcă-te. Ce-am vorbit cu tine afară? Te-ai întâlnit cu persoana respectivă și ți-a zis că... Unde te-ai întâlnit cu ea? La cafea. Este fata cu care ai fost acuzat că te-ai întâlnit la cafea? Da? Da, da. Da, e persoana care i-a acuzat că a ieșit la cafea. El nu vrea să spună asta. Păi normal că nu vrea să spună, pentru că... Pentru că poate a fost... O altă întâlnire cu o altă fată. Nu a fost nicio întâlnire cu nicio fată altă.
Bun, Iolanda, îl lași pe el? Nu. De ce? El nu o să spună ce nu vrei tu să se spună. Cu toate că mai devreme sau mai târziu se va afla. Sunt lucruri care țin și de familie aici. Și dacă familia vrea să vorbească? Pe asta alege ea, nu noi. Să înțeleg că este cineva din familie? Posibil. Posibil. Din familia ta ar putea fi? Cui? Doar mama ta. Bănuiesc că nu e bunica, nu? Sau e din familia lui Mihai? Dar? În familia cu Iolanda. Amin. A ta. De ce mama ta? Mihai s-a întâlnit cu mama ta. Doar cumva să am eu o legătură cu el prin asta. Ați încercat să vorbiți prin mama ta? Da. În afara emisiunii. Mama ta a vrut să-ți facă un bine. Da. Și a vrut să-ți sublinieze îndrăgosteala față de Mihai? Așa a fost Mihai. Mihai așa a fost? Da. Ea nu s-a referit așa cum o înțelesă Mihai și exact din cauza aia n-am mai vrut eu să continuu cu el. Că mama mea știa treaba asta, că eu i-am povestit-o ei și a spus doar ce i-am zis eu să zică, că eu i-am spus să fie sincer cu el, eu i-am spus pentru că eu vreau ca să știe el treaba asta și eu l-am spus de la bun început că pe el nu-l deranjează și în momentul în care i-am spus că ea i-a spus lui că băiatul ăla încă mă mai sună pe mine să-mi ceară bani. În momentul ăla el a zis că eu l-am mințit pe el și că mi-am bătut joc de el cu toate sentimentele pe care le-am avut, ceea ce nu e adevărat. Și ea doar vrea, de fapt, prin chestia asta să-i spună că uite, măi, Mihai, ea chiar ține la tine sau așa și uite, și băiatul ăla încă o sună și nu are nicio treabă, nu i-o răspuns sau nu se mai întâlnește cu el și el exact contrariul l-a înțeles. Și în momentul ăla când nu înțeles el așa, a început să zică, mă rog, să-i spun mama că nu are încredere în relația noastră, că nu are încredere în mine acum, mai ales că se simte înșelat. Mihai. Da. Te-a sunat mama Iolandei? Sau ți-a scris? Cum comunicați? Ne-am văzut. Dar până să vă vedeți, te-a sunat, bănuiesc. Sau ți-a scris? Un fel de scris. Bun, v-ați întâlnit. Și ce vorbeați? Păi, despre mine și despre Iolanda. Am simțit așa o răcire din partea ei și am întrebat-o care-i problema, ce se poate întâmpla. Și am povestit ce am auzit și da, într-adevăr, mi-a dat dreptate, a spus treaba asta și a mai spus că încă o caută. Atunci pentru mine a fost... Da, dar ea nu a zis treaba asta ca să te facă pe tine să crezi că eu am ceva cu el, ci exact contrariu. Pe el o caută pe ea, nu ea pe ea. Da, dar eu am explicat treaba asta. Cum? Tu îi dădeai curs. Cum îi dădeam curs? Că i-am răspuns odată să... Bine. Și asta era atât de grav de nu puteai să spui? E mai mult? Eu fac pariu că lui Cristi scriu 15 fete, 20 de fete în toată ziua. Seamnă că e vinovat de... Da, dar problema e că eu am avut ceva cu băiatul ăla, înțelegi? De aia. El crede că acum dacă el îmi scrie mie, nu mie o face scriu și fostele. Exact.